Dustin Hoffman va fi Traian Popovici, primarul Cernăuțiului. Actorul american vine să filmeze un documentar despre evrei în România, pe meleagurile de unde de altfel își trage originile. Părinții lui, evrei din nordul Moldovei, au emigrat în Statele Unite înainte ca Dustin Hoffman să vină pe lume. Filmul documentar va fi lansat anul viitor și se va numi cel mai probabil 20.000 de sfinți. La fel se va numi și cartea care va precede filmul. Pregătirile au început deja în Cernăuți, în localitatea Fundul Moldovei. La mijlocul anului, cred că 2009, a venit regizorul în zonă. Se vrea ca filmul să înceapă, primele cadre să înceapă cu dezvelerea bustului. Dustin Hoffman va ajunge pentru prima dată în România, locul de unde se trag părinții săi, Liliana și Harvey Hoffman. Aceștia au emigrat în Statele Unite înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Au evitat astfel deportările. Dustin Hoffman va juca rolul lui Traian Popovici, primarul Cernăuțiului din acea perioadă, care și-a riscat viața pentru a salva peste 20.000 de evrei. A ieșit la guvernul României în fața mareșalului Antonescu cu cererea de a opri deportarea evreilor din Bucovina. Mareșalul i-a permis lui Popovici să-i păstreze doar pe evreii absolut necesare economiei. Primarul a eliberat însă peste 20.000 de autorizații pentru evreii din Cernăuți. Activitatea lui Traian Popovici, care l-a făcut celebru, a fost în Cernăuți, cât a fost primarul Cernăuțului, și acolo a salvat acele 10.000 de oameni, de evrei. Dustin Hoffman a vorbit deseori despre originile sale românești. A spus de mai multe ori că se simte evreu rusoromân, motiv pentru care îi place vodka și herringul.